Ei, salutare toată lumea, stați un pic și bine m-am găsit la un episod de Samp, băieții. Ei, hei, da, postăm și noi Samp, adică postează Raul Samp, ce-i făcut nene, e ceva, trebuie să scriem în calendar, bă, nu, mă, o știu, să încerc să mă reapuc, serios. Nu că n-am mai intrat pe PC, am intrat pe PC, dar n-am mai jucat Samp, sau când am jucat 2 minute și am ieșit. Puteți să vedeți și orele jucate, 771, aveam ultima dată 769 sau 770. N-am mai filmat de vreo 4 zile, cred, nu știu. Oricum ăsta îl filmez, îl pun direct, deci la ora 5 și 40 cred că o să fie deja pe YouTube. Ba nu, 5 și 50 pentru că, na, mă rog, trebuie să-l și aploadez, să pui mei. Mă rog, oricum o să încerc să folosesc mai repede. O să facem pizza boy în episodul ăsta pentru că o duc foarte prost cu banii, adică am doi ca cam pui mei ce drept fac banii. Așa că o să jucăm ca pizza boy și o să mai discutăm. Am și mâncare aici lângă, mă rog, pizza. Hai să vedem. Unde avem checkpoint-ul? În SF. Ho, hai că primim ceva bănuți. Am cenzurat ora, data, tot, pentru că na. Timestamp. Așa, asta o putem să lăsăm. Ora putem, dar data, niciun caz. Pentru că fac băieții post. Adică, voi nu înțelegeți, unii dintre voi chiar nu înțelegeți. Eu ni, acum nici măcar dacă vă zic ce dată, este 27-a 3-a, dar nici măcar dacă vă zic, nu aveți dovezile că e data aia, pentru că eu pot să zic orice dată, frate. Bine, chiar e 27-a 3-a, dar zic așa ca idee. Și dacă eu acum fac DMP1 și eram, să zicem, PD și ăla nu făcea post și învățați unul dintre voi de pe filmare, nu făcea nimic, chiar dacă postam videoclipul de pe jumătate de oră după ce l-a filmat. Pentru că n-aveți dovezile că au fost la ora aia, în data aia, puii mei, frate, nu sunt dovezile necesare, frate, și n-ai cum să faci post pentru chestia asta. Asta unii nu înțeleg, unii, da, pana mea, frate. De aia și pun chestia aia pe data ca să stați un pic. Ca să mă protejez, pentru că, uite, de exemplu, eu pe server, pui mei, mai am câțiva prieteni care sunt în facțiune și ăla, să zicem că face prietenul ăla meu DM pe mine, da? Și voi faceți post. Păi după aia tot eu stă la bulangiu și mă cer cu el că eu fac nu știu care post, știi? De-aia am pus chestia aia pe dată, să fiu 100% sigur. Uite, acum aș dacă zic, dacă îi zic la unul, sugi, pălă, și ăla nu face post, și voi faceți degeaba. E, pana mea, asta e rolul chestia aia de pe date, ce pui mei, că m-ați întrebat. Și ora nu contează, zic unii, bă frate, vezi că ai timestamp, ora nu contează, contează data, pentru că poate să fie videoclipul s-a filmat în 2013. Și adminii n-au de unde să știe chestia asta, știi? O să băga comanda să și raport. Și am văzut că a fost foarte bucuită și jumătate de server a ieșit din facțiune pe motiv raport incomplet și la pana mea, frate, de căcat, ce să zic. Bine, eu băgat adminii înapoi, vă gândiți și pe la chestia asta, dar zic așa ca idee. Na, dar totuși, ziceam cum o să simți playerea, like, să fii într-o facțiune, unii o ieși și după 0 zile, adică nici nu am apucat măcar să stea în facțiunea aia, că deja eu scos admin butul. Na, pui mei, nasol. Da. Hai să mergem, bă, cred că o să-mi dea ceva. Cred că o să-mi dea ceva bănuți, pentru că e sâmfă, până la urmă ar trebui să-mi dea vreo 30-40k. Și în weekend, dacă vine un coleg la mine, s-ar putea să facem live de 24 de ore sau de 12 ore, nu știu. Nu știu ce fac, o să fiu acum live de 12 ore inițial și dacă se strâng 200-300 de like-uri, o să fac de 24. Bine, zic așa pentru că live de 24 de ore, ui, chiar așa de ușor să-l faci, adică îl începi sâmbătă la ora 1 și bine, eu am stat 24 de ore treaz și de multe ori, și mai mult de 24 de ore, chiar m-am trezit gen dimineața la ora 10 și m-am culcat a doua zi la 2, adică vreo 30 de ore aproape, nu 30. Cât ar veni? 28 de ore, mor, zici, pot să stau treaz, frate, dar nu vreau, că eu una să stai treaz, te uiți la televizor, să te joci pe PC și una să stai 24 de ore să vorbești în continuu. E diferit, încercați să vorbiți 24 de ore în continuu, să vedem cum ar fi, adică ai la o trecurată, ai nebunii. De aia n-ai, nu prea ai cum să faci live de 24 de ore, decât ați văzut că și live-ul ăla de 12 ore, la un moment dat, pe la 10 ore de live, nu mai vorbeam așa de mult, stăteam trecut și, da, pui mei, nu mai vorbeam, uitați-vă pe live-ul de 12 ore, vedeți că nu mai vorbeam. La un moment dat. Stăteam și mă jucam și nu mai vorbeam. Oricum, nu prea mai era lume pe live, pentru că la ora 4 dimineața cine se uită la tine? Adică lumea intră și iese, asta e faza. Erau vreo 5 persoane pe live, câte ți-mi la 4 dimineața, ești nebun? Dar nu stă de cu lumea atâta pe live-ul tău. Eu îl fac așa, de distracție, de alea, să vorbesc cu oamenii, că alea, că și cu alea 5 persoane, dintre alea 5 persoane, tot cu 3 vorbeam de acolo, dar nu contează. Da. Ui, și nu m-am hotărât, frate, în ce mafie să intru, pentru că mi-am băgat rank-ul, nu am putut să mă abțin, bă. Am intrat pe serverul meu de Samp cu niște tipi și mi-am băgat rank-ul și am făcut un V1 cu ei. Dar mă rog, am urme de rank-ul, Windows-ul nu-l mai bag pentru că am SSD și îl stric pentru un joc să-mi bag Windows-ul, nu, mersi.
O să intru cel mai probabil în cea mai de căcat mafie de pe server, că nu o să avem oruri multe. Adică bine, mă gândesc că o să avem oruri multe, că dacă dau băieții atac, că să fă... Dar zic așa ca idee. O să intru în subții și top. O să intru în... Uite, The Russian Mafia, Los Aztecas, The Rifa, Los Vagos, ăștia zărători, fără să intru una din astea. O să avem un war odată la două zile și la pana mea. Na. Sau pot să intru un PD sau ceva, că e destul de interesant un PD. Nu știu, zic și eu, destul de interesant. Hai să vedem cât primesc. Oho, 32 de capița. Asta e tot o sufă, da, e tot o sufă. O să primesc vreo 3-4 cap pe asta. Am nimerit 1-2, au postat colo anunț pe Steam din câte se poate observa. Da. Și bă, sper să n-am setările de live, că îmi dau 20 de palme, să mor eu. Cred că am, nu cred că am setările de live, că văd că 1080x60 FPS-uri. Sper să fie așa, bă. Dacă am setările de live, nu știu ce fac. Să filmez un episod așa de jumătate de oră cu setările de live să se vadă de căcat. Că YouTube-ul pe live suportă maxim 4000-5000 bitrate, dar filmarea o să vadă de căcat pe 4-5000 bitrate, asta e faza. Dar mă rog. Bam, oho, 3000, bine, bă, pizza. Unde ne-a pus? Asta e, bă, oricum, pot să o să primez vreo 30 de ca. Na, și... Am văzut că nu prea, adică l-am văzut pe unul care zbura pe aici prin SF cu aia, cu sobul, sau nu știu ce, cu ce hack poți zbori, cred că cu sobul poți să zbori. Și nu și-o lua ban, deci nu scris aici, bine, adică nu știu, dar cred că scrie, mă, dacă și-a, da, mă, scrie dacă și-a ban pentru fly, bă. Și nu și-o lua ban, bă, după, adică bine, nu și-o lua, urâtă chestia asta, bă, urâtă. Da, și-au pus o bară de aia, mamă, cred că o să zic că atât a fost cu acest live din cauza unor greșeli gramaticale. Aici se vrește live-ul meu cu Ștefănuțul 99. Hai de cap, nu. Asta e numărul lui de telefon, nu? Number Ștefănu... Da, ce ți-ai zis, numărul lui de telefon? Doamne, mă. Eu nu știu numărul de telefon de pe ăsta. Cât e? Să se mai uit. A, 1429, lol, nu știam, să mor eu. N-am mai jucat pe RD de... Hai de pui mei, cât timp a trecut. De la deschidere n-am mai... Bine, am jucat de la deschidere, dar... n-am mai jucat așa, adică am jucat la deschidere un pic. Un pic, adică vreo două luni și după aia gata, s-a încheiat toată aventura mea. Și uite cât am rupt slip-ul pe contul ăsta, 1028-1922, frate, adevărat. Mult, mult, n-ai cât să fum. Stai, unde... Unde pot să ies de aici, frate? Ah, uite pe aici, bă. Ah, mă rog, nu o să dau buy level, bă, dați seama, nu o să stau la buy level pentru că o să mi se ducă practic tot contul, adică la level 48 cât aș avea, să am doar 700 de ori, nu e ok. O să dau buy level până la 69, până la level 69 o să-mi dau, maxim. După aia nu mai dau niciodată buy level, de la 69, gata, papa. Sau la 47 mă gândeam, pentru că, da. Dar la, nu știu, nu prea să așa, adică... mi-a plăcut mult jocul Hitman, dar nu așa de mult, adică numărul ăsta e mult mai șmecher și aici, nu? Bine, mi-ar trebui vreo 3-4 mii de puncte de respect, cred că îți dau pe la... Ba nu, mai mult, frate, ar trebui 29 de levele cu aia, nu, mai mult, fi vreo 7 mii de puncte de respect. Și nu o să stau atâta cu slip-ul, adică eu nici nu mai stau deloc cu slip-ul pe contul ăsta. Intru cât mă joc și după aia gata, adică cât am jucat acum? 1608 secunde. Intru așa doar când mă joc, știi? Bine, acum ar fi indicat să joc mai mult, pentru că la cât timp, la câte ore am jucate și nici nu pot să aplic pentru o facțiune, gândiți-vă la cât timp am jucat, dar nu pot să aplic. Și pe Sandu ciorbă, hai de pui mei, bă. Da, o să încerc cum să filmez mai multe episoade astăzi, ca să avem pentru mai multe zile, să nu mă mai înjurați, că nu, bine, am observat că se strâmb mai multe vizionări când postez o dată la 3 zile, pentru că m-a apucat să vă uitați, sau așa postez un episod în fiecare zi, cine trecut, se uită unii, după aia a doua zi lumea se uită la anul, nu se mai uită la la vechi, știi, puii mei. Dar oricum, o să încerc să postez cât de, ăsta cât de zilnic, pot să zicem așa, pentru că știu mai de mult că am ținut 100 de episoade doar așa, episodul pe episod, și n-am făcut nici măcar o pauză de o zi.
gândiți-vă. De la 140 de episoade în sus am început cu mai cu pauze, mai cu alea, mai că n-am mai postat o săptămână, mai că m-a durut capul, mai că nu știu ce, știi? Dar o să încerc să-mi revin cu seria asta, pentru că e cea mai lungă serie de pe canal, până la urmă, și cea mai apreciată, că totuși e Samp, nu? Deci, o să încerc, vă promit. Și modurile astea de mafii, nu știu ce o să fac cu ele, cred că o să mi le schimb, o să-mi bag ceva moduri de alea frumoase, Robert Overhaul sau ce altceva, nu știu. Că, oricum, nu cred că mai intru mafii, sau dacă intru, o să intru cea mai decât ca mafii, să avem un oră odată la nu știu cât timp, pentru că, v-am zis, dacă mai ala testă, vă, bye bye cont. Ce? A, lol. O pizza. Iar să fă, bye, bă, frate, serios. Serios, ok, asta e ultima livrare pe care o să facem pe ziua de astăzi. Skills. Mi se pare că am skill 3 la rob, da? Și skill 2 la arms dealer, nu? Aba nu, aba da, skill 2 la arms dealer, da. Și la pizza, mai trebuie încă 13 pe pizza să îi livrezi, să facem un skill 2, da, nu cred că o să muncesc pentru skill la pizza, stai. Îl primesc pe pizza la skill 6 aproximativ, fără muncești, deși află chiar tu, vă rog. Ai de pe mine. Nu, de urât, frate, pe aia, eu am skill 1 la pizza, boy, da? Și eu întreb pe Slash, nu, cam cât, adică să știu dacă merită să muncesc la jobul ăla pentru skill 6 sau nu. Vine un helper, muncește aproximativ și nu știu ce. Frate, mă piși pe fața ta, zi-mi, uite, poți câștiga o sumă între 150 și 100.000 de dolari pentru fiecare pizza. Depinde doar de distanța parcurs, vezi? Asta e ce zic, frate. Nu, că prostii, că bomboane, că prost. Da, frate, asta e ce zic, asta e un răspuns de helper chiar. Ca lumea, Alex. Uite, level 4, ia, n-are level, ai, e civil, lol. Helper civil, n-am văzut așa în viața mea să mor eu, helper civil, coai. Na, mă rog. Sunt mai mulți helper civil. Helpers. ID. King. Trainer. Uite-l. Ăsta e lider. Ia, Laurențiu. Laurențiu. Uite, bă, și ăsta e civil, ești tumpit. Nu, să mori, n-am mai fost așa. Mamă, 11 pe ai, coaie adevărat. Ai de... Băi, coaie... Ai de 397. Băi, ah, ok, cred că a fost la CNN sau ceva. Bă, 30 FPS-uri poți să ai cu un PC. Bă, poate ești un PC mai vechi, da, 11 FPS-uri, coaie. Mă duc la bunică, mi-o am acolo un prieten, știi, la bunică mi-o la țară, na. Și are un PC de la școală, de la de 2-3 milioane, știi? Bă, și merge să am vreo 20 FPS-uri, cu aia 11 FPS-uri, imposibil să ai cu aia, trebuie să ai PC de pe... din 1980 să-ți meargă 11 FPS-uri, să am poate adevărat. Mă rog, dar oricum, toți adminii mi se pare că au blocat FPS-urile la 60. Da, da, pui măi. Adică dacă ești admin și ai 20 FPS-uri, poți să-ți arate 60, deci măcar nu poți să te faci de cacao, știi? Nu te faci de cacao, că nu... Adică unii cred că dacă ai PC praf, ești mai fraier și dar nu chiar așa, frate, că... Uite, de exemplu, unii, pui mei, ies bogați, dar nu cred că, adică nu toți dau bani pe PC-ul. Poate unul, uite, frate, vrea să se ducă în vacanță, în Hawaii, sau unul, bine, în Hawaii, hotel de ăla de 7 stele, de 1000 de euro pe noapte, zic și eu, știi, sau de ăla cu pat de aur, chestii, poate unul nu vrea să-și bage în PC bani, știi, pentru că îl doare în cur. De aia nu înseamnă că dacă ai PC praf, ești prost, ești sărac și aia, chiar nu înseamnă chestia, dar unii cred chestia asta și văd pe grupuri de Minecraft, din păcate Minecraft, că unii postează, cum se uită așa, încerc, frate, și au 999 de FPS-uri. Dacă îmi scot FPS la limitorul și mă uit acum, încerc că am 1000 de FPS-uri, ești nebun. Și Samp nu-i loc optimizat pentru 1000 de FPS-uri. În GTA, fără moduri, ai 101 FPS-uri și cu cel mai bun PC din istorie. Ai 101 FPS-uri, că așa e optimizat. Trebuie să-ți bagi moduri ca să ai multe FPS-uri. Adică bine multe. Să ai... ăsta, să ai... câte FPS-uri ar fi normal, nu să fie blocate. Dar eu zic că nu merită să le deblochez, că e tot același lucru. Mi se pare tot același lucru. Și nu văd rostul, chiar nu mă aștept cu nimic chestia aia. Așa că nu o să-mi bag FPS alocă. Da. Oricum, cam asta ar fi, băieți. Bine, cam asta ar fi. Stați, ajungem acolo, după aia facem încheierea. O să mai fac pizza, băie, cred că și în episodul următor, pentru că sunt sărac lipit, practic. Deci, da. Wow, minunat. Și acum dacă mă dau jos din asta... S-a dus. Da.
Nu știu, mâine poate, nu sunt sigur că mâine o să aveți episod, chiar nu sunt sigur, dar s-ar putea, trebuie să muncesc eu cumva, să trag cumva, că mâine am învățat de la română, la, nu știu, la info, mi se pare că am de făcut un proiect. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut la un nou, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare, salut!